Natura este cu adevărat imprevizibilă, în ciuda faptului că frumusețea sa ne încântă în fiecare moment al zilei. Aceasta poate deveni câteodată cu adevărat înfricoșătoare. Probabil ați fost martori unei zile senine, cu raze ale soarelui și cu multe zâmbete, urmată de ploi abundente și fulgere stranii. Ei bine, puterea sa are capacitatea să schimbe pământul complet, iar odată ce forța sa se declanșează, nimic nu o mai poate învinge. Cu siguranță că vacanțele la mare ar trebui să fie unele dintre cele mai speciale din viața tuturor. Briza ușoară, căldura, nisipul și scoicile creează un paradis minunat al relaxării și plăcutului. Totuși, probabil că fiecare dintre noi ne-am confruntat la un moment dat în vacanța noastră cu o vreme neobișnuită care ne-a dat planurile peste cap. Acest lucru poate transforma valurile calde și distractive în lucruri cu adevărat cumplite. Unele dintre acestea pot ajunge în zile normale chiar și la câțiva zeci de metri, dar să ne imaginăm ferocitatea lor atunci când vremea este cu adevărat severă. Ele pot distruge orice de pe plaje, iar rapiditatea lor poate aduce chiar și evenimente fatale. În toată lumea există câteva plaje unde formarea valurilor monstruoase sunt de asemenea obișnuite, dar fiecare persoană rămâne uimită când vede cu ochii săi unele care întrec orice limită. De aceea vom descoperi și noi câteva valuri cu adevărat monstruoase, care au reușit să fie surprinse pe cameră. 11. Australia The Right Valul uimitor numit The Right prinde viață datorită furtunilor din Oceanul de Sud, acesta poate veni însoțit de alte valuri de 10 metri, iar surferii spun că puterea lui îi poate face să se simtă ca și cum ar fi fost loviți de un camion uriaș. Chiar și cercetătorii spun că valul ar fi o chestie de viață și de moarte. Acesta se formează în apropiere de Walpole, în Australia de vest. Fronturile reci și vântoase îi cresc intensitatea, iar acest val și-a câștigat o reputație grație violenței sale uimitoare ducând la spitalizarea mai multor surferi după distrugeri brutale. În acest context, autoritățile au măsuri ca surferii să aibă o anumită ordine a petrecerii timpului cu valul acesta, în timp ce curajoșii se aventurează. Fotografii din întreaga lume stau pe țărmuri și realizează imagini splendide cu acest val. 10. Canada, Vancouver, unul dintre cele mai mari valuri capturate vreodată a fost detectat în largul coastei apropiate de Vancouver, în 2020. Astfel, cercetătorii au înregistrat că acest val din Canada măsura 17,6 metri, iar deși a fost cu adevărat uriaș, nu este nici măcar aproape de unele dintre cele mai mari valuri văzute vreodată. Autorii studiului descriu valul ca fiind neobișnuit, estimând de asemenea că un astfel de eveniment ar avea loc doar o dată la 1300 de ani în această locație. 9. Banzal Pipe, Hawaii. În zona Banzai din Hawaii, valurile pot atinge aproape 10 metri, făcându-le cele mai periculoase din lume. Acestea sunt echivalentul cu încercarea de a înota în sus pe un val ce măsoară 5 metri, cu pericolul suplimentar care cifele zimțate care așteaptă în partea de jos. Atunci când iarna aș face simțită prezență, surferii din întreaga lume vin aici pentru a-și încerca norocul de a fi printre cele mai monstruoase valuri de pe planetă. Zona este bine cunoscută, având o reputație la fel de proeminentă. Valurile ca acesta sunt denumite valuri grele, iar cele din Banzai sunt de departe cele mai grele, cu sute de surferi pregătiți să le înfrunte. Banzai are un avantaj unic prin faptul că valurile sale de rupere au loc peste un recif. Se întâmplă în Oahu, pe țărmul de nord, iar reciful care urmează linia țărmului este extrem de periculos. Este plin de margini ascuțite și zimțate, care trec de-a lungul apelor puțin adânci. Cealaltă problemă a acestor recife este că ele conțin turle de lavă, care compensează marginile stâncoase și zimțate ce pot răni adesea surfării. Când un surfer rămâne blocat sub un val ca acesta, se pot întâmpla chiar și unele lucruri fatale. 8. New York, uraganul Sandy. Uraganul Sandy doboruse deja zeci de recorduri de la cea mai scăzută valoare a presiunii atmosferice înregistrată vreodată în nord-estul Americii, până la cele mai mari valori înregistrate în Manhattanul de jos. După ce a analizat datele privind înălțimea valurilor, Biroul Serviciului Național de Meteorologie din Filadelfia a stabilit că înălțimile valurilor înregistrate la două geamanduri, inclusiv unul de aproape 10 metri localizat la intrarea în portul New York, au fost stabilite drept cele mai mari valuri văzute în această regiune. Unele cartiere din New York au suferit pagube grave din cauza unei combinații nemiloase de inundații de coastă și incendii care s-au extins, scăpând de sub control. Superfurtuna împreună cu valurile uriașe și nemiloase au schimbat radical unele dintre infrastructurile din New York și chiar au distrus unele dintre instrumentele de telecomunicație. 7. Canada, lacul superior la sfârșitul anilor 2021, vânturile puternice ce au străbătut Canada au provocat întreruperi masive de curent și au creat valuri cu adevărat spectaculoase pe lacul superior. Vânturile care au bătut cu peste 90 de km pe oră au adus zile grele localnicilor, iar inundațiile nu au întârziat să apară din cauza valurilor ce depășeau 10 metri înălțime. Se pare că uraganul Sandy, despre care tocmai am aflat că este cel mai mare din Atlantic, a produs valuri mai mari cu doar 2 metri decât această furtună. Deci, acestea sunt cu adevărat unele dintre cele mai monstruoase valuri din prognoza Canadei. Toți pescarii au fost avertizați la acel moment, însă odată cu trecerea două nopți, puterea vânturilor a devenit slabă. 6. Japonia Valul de tsunami Data de 11 martie 2011 a fost cu adevărat o zi îngrozitoare în istoria Japoniei. Atunci, un cutremur violent cu magnitudine de 9 grade a fost resimțit în toată zona, provocând distrugeri îngrozitoare. Desigur că alertele de tsunami au fost puse în funcțiune, iar toți oamenii au știut că trebuie să se adăpostească la locuri înalte și sigure. Totuși, unii dintre cei mai curajoși cetățeni au reușit să captureze mai multe videoclipuri tulburătoare care arată dezastrul creat de aceste hazarduri naturale, unele dintre orașe fiind pur și simplu măturate de apa tsunamiului urmat. În aceeași zi a existat o înregistrare video cu o navă japoneză a pazei de coastă care era pe cale să fie lovită de un val de tsunami nimicitor. La orizont, valul urma să lovească embarcațiunea, însă echipajul navei s-a înălțat în siguranță prin valul înfricoșător. 5. China Taifunul Chan Hom În iulie 2015, aproape un milion de oameni au fost evacuați în estul Chinei, în timp ce o furtună puternică traversa coasta, Închizând legăturile de transport și devastând zone agricole, guvernul a declarat că furtuna ar putea fi cel mai puternic taifun care a lovit provincia Zhejiang, chiar de la sud de Shanghai. Cu vânturi de peste 160 de km pe oră, taifunul Chan Hom a reușit să ridice valuri de până la 10 metri înălțime. Zhejiang a evacuat aproximativ 960.000 de oameni și a chemat întreaga sa flotă de pescuit înapoi în porturi. Unele părți ale provinciei au fost inundate cu peste 300 de mm de ploaie în doar 24 de ore. Guvernul local i-a îndemnat pe locuitori să stea acasă și a anulat mai multe evenimente publice, iar aeroportul din Shanghai a anulat peste 500 de zboruri. 4. Scoția, Marea Nordului Platformele petroliere sunt importante pentru explorarea petrolului în întreaga lume. În Marea Nordului există o serie de platforme petroliere, dintre care unele trec prin fenomenele aspre ale mamei natură. Un videoclip filmat de un muncitor ce lucra pe o astfel de platformă a surprins un uriaș val care la acel moment era în formare. După acest moment, videoclipul arată că una dintre platformele petroliere era supusă unor valuri cu adevărat monstruoase, care se izbeau cu putere de ea. Acest lucru a fost cauzat de o furtună îngrozitoare care a avut loc pe coasta Scoției. Registrarea arată cum platforma nu are de suferit, căci reușește să reziste cumva valurilor care ating chiar și 10 metri. Lucrătorii de acolo sunt foarte abili și cunosc faptul că vor avea de-a face cu condiții meteorologice extreme. 3. Noua Zeelandă, Oceanul de Sud În timpul unei furtuni cu adevărat feroce, o geamandură a înregistrat un val care ar fi avut înălțimea de aproape 8 etaje, lângă insula Campbell, la aproximativ 700 de kilometri de Noua Zeelandă. În 2015, oamenii de știință au înregistrat ceea ce se crede a fi cel mai mare val vreodată din emisfera sudică. Un monstru de 25 de metri, adică înălțimea unei clădiri de 8 etaje. Oceanul de Sud este cunoscut pentru faptul că generează valuri cu adevărat uriașe, care se pot deplasa pe întreaga planetă. De asemenea, valul nu a fost unul singur. Căci cercetătorii adaugă că el a fost însoțit de mai multe de acest fel. O filmare arată o embarcațiune care se luptă cu acest val oceanic. 2. Portugalia, canionul Nazare. În cazul în care ne-am întrebat vreodată care este cel mai mare val, care ar fi putut fi folosit pentru pasionații de surfing și, înot, în ei bine, iată că avem un răspuns. Surferul profesionist Sebastian Studner a reușit să se folosească de valurile din Portugalia pentru a dobori un record mondial. Acesta a reușit să facă surf pe un val monstru de aproximativ 27 de metri. Videoclipul cu realizarea sa spectaculoasă a devenit viral pe internet. Realizarea a fost anunțată oficial în cadrul unei ceremonii speciale de certificare pe 24 mai 2022, în prezența unui arbitru. Majoritatea oamenilor s-au speriat de acest val, însă Studner a reușit să-și controleze cu prudență mișcările. Valurile pe care a făcut surf se află sub influența unui fenomen cunoscut sub numele de canionul Nazare, care creează valurile gigantice neobișnuite. Condițiile de umflare și direcția vântului observate în ziua cea mare erau obișnuite pentru o zi perfectă pentru surfării profesioniști. 1. Alaska, Golful Lituia. Apele imprevizibile ale Golfului Lituia s-au ridicat într-un mod cu adevărat apocaliptic în anul 1958. După producerea unui cutremur cu o magnitudine de 7.8 și o alunecare de teren, un adevărat haos a ieșit la iveală. Rapoartele marturilor oculari descriu o scenă haotică și suprarealistă. Tremurări intense timp de câteva minute, un boom exploziv și un ghețar spulberat care se ridica la sute de metri în aer. Apoi, o serie de valuri gigantice presărate cu bucăți de gheață care s-au repezit prin golf. Valurile au lovit puternic golful, continuând să distrugă totul în jurul său. Forța lui a îndepărtat toți copacii și vegetația de la altitudini de până la 500 de metri. După ce valul uriaș a trecut, suprafața apei a revenit la un nivel aproximativ normal, însă fenomenul a fost foarte turbulent. Cu mult zgomot înainte și înapoi de la mal la mal și cu alte valuri abrupte și ascuțite de până la 10 metri. Câțiva oameni au fost uciși, iar pierderile naturale au fost enorme. Chiar și în ziua de astăzi, efectele valului uriaș se resimt într-un mod foarte acut. Natura ne arată adevărata sa forță peste tot în lume. Chiar și în largul mărilor sau oceanelor, ea dovedește că nimic nu-i stă în cale. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși și pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la omul din spațiu pentru mai multe episoade.